Nu e așa că fiecare brand este cunoscut pentru ceva? O tehnologie, un model, un desen, o persoană asociată cu respectivul brand. Când spui Suzuki, te gândești la destul de multe lucruri. Pasionaților moto poate să le vină în cap celebru model Suzuki Hayabusa, dar și numeroase alte modele de succes, cum ar fi de exemplu SV650. Un derivat al acestei motociclete este și cea pe care o folosesc eu pe timp de vreme caldă, numită Suzuki SVV650 Gladius, de care mă bucur de vreo 11 ani aproximativ. Am cumpărat-o aproape nouă și cred că va rezista mult și bine de acum încolo, nu-mi propun să o vând prea curând. Iar alți pasionați ar putea gândi totuși la modelele Katana sau GS500, care au făcut carieră la vremea lor pentru că au fost niște modele accesibile. Însă Suzuki este și un mare producător de mașini pe întreg mapamondul pentru că știe să facă mașini mici la un preț accesibil. Și nu în ultimul rând, mașini foarte capabile în off-road. Automat când spui mașină Suzuki, îți vine în minte Jimny, Samurai și Vitara cu derivatele sale temporare de generație 2 și 3 numite Grand Vitara, ale căror prezentări le puteți găsi pe canal în trecut, făcute atât de mine cât și de actual și foști colegi de pe această comunitate de pasionați ai lumii auto pe care și voi o întrețineți. Astăzi însă o să vorbim despre un model actual, aflat la a patra generație, și toată chestia asta se întâmplă cu suportul și la invitația celor de la Suzuki România, care mi-a oferit o serie de modele la test drive, o să fie cel puțin 3 episoade cu toată gama lor de SUV-uri, pe care îmi propun să le detaliez cât de bine știu eu, în felul meu caracteristic, pe care cred că îl cunoașteți deja, pentru că probabil de-aia vă uitați la prezentările mele. Această mașina a fost ridicată de la sediul Autonet Suzuki, care este parte a grupului ASCO, ce importă o serie de mărci cu care am mai colaborat în trecut, dar este o premieră pe partea de brand Suzuki. Îmi doream de foarte mult timp să prezint aceste modele, pentru că, lăsând la o parte orice idee de marketing și vorbe pompoase, chiar sunt niște mașini bang for the buck, adică primești multă mașină la un preț, zic eu, foarte accesibil, mai ales în raport cu cât au ajuns să coste mașinile în prezent. Despre timp de livrare, numai de bine, știm cu toții că toate brandurile au scumpit modelele, timpii de așteptare s-au lungit, semiconductori, Ucraina, crize și așa mai departe. Este o chestie general valabilă, dar în marea asta de prețuri mari, timp lungi de așteptare, uite că Suzuki stă destul de bine pentru că are o gamă foarte interesant structurată. Așa că să dăm drumul acestei prezentări. Alături de mine se află un model foarte interesant pentru că este într-o premieră în spectru național, să spunem așa, nu în sensul în care l-aș prezenta eu prima dată, dar în ideea în care este un model abia lansat, versiunea de motorizare fiind de fapt abia lansată. Acest Suzuki Vitara este la a patra generație și a apărut ca model în 2015. Povestea modelului este una foarte amplă, a fost lansat în 1988 pentru a umple golul dintre modelele de bază care se numeau Jimny sau Samurai în funcție de piața și motorizarea cu care erau cumpărate și modelele mai mari în gamă. Și a fost un vehicul la fel de capabil off-road. Prima generație a fost lansată atât pe piața domestică japoneză cât și pe cea globală și evident în funcție de taxele locale a avut diverse tipuri de motorizări între aproximativ 0,6 și 1,3 litri din vechea generație a motoarelor G făcute de Suzuki. Mai toate modelele au avut un sistem cu 16 supape, câte 4 pe cilindru, dar au fost și niște modele de bază cu 8 supape și era o mașină în construcție clasică cu șasiu separat de caroserie, ladder frame chassis, cum se numea, adică exact așa cum trebuie făcut un off-roader veritabil. Avea însă diferențiale deschise cu diverse posibilități de modificare aftermarket și chestia asta s-a întâmplat pe parcursul primelor 3 generații. A doua și a treia generație s-a numit Suzuki Grand Vitara, a și crescut în dimensiuni. A existat și o versiune numită XL7 care a fost făcută în colaborare cu General Motors pe parte de motorizări și acolo au crescut posibilitățile motoarelor. S-a ajuns de la 1.6 la 2 litri 4 în linie, a fost și un 2.4 4 în linie și au existat și motorizări între 2 și 3.2 litri în format V6, cele de 2 până la 2,7 litri erau producție proprie Suzuki, însă acele motoare au fost dezvoltate împreună cu cei de la Mazda și Toyota și
avea o bază comună, însă fiecare firmă s-a dus mai departe cu diverse tehnologii. De exemplu, Suzuki a implementat injecția directă pe acele motorizări. Toyota a experimentat cu un litraj mai mare, de până la 3,5 litri, pentru că acele motoare sunt cele care au înlocuit în gama Toyota venerabilele motoare din seria M și JZ-urile care erau 6 în linie, atât aspirate cât și turbo. Și chestia asta continuă și în prezent, unde grupul folosește motoare V6. Mazda a mers cumva pe a eficientiza motoarele, așa cum a gândit și în prezent cu tehnologiile astea Skyactiv, Mild Hybrid și așa mai departe. Însă povestea a continuat la Suzuki, pentru că vânzând bine și pe piața americană, au adaptat niște motorizări de la General Motors, un V6 la 60 de grade, care dezvolta aproximativ 237 de cai în perioada respectivă, și ceea ce este de reținut în perioada acelor modele este că toate aveau casetă de transfer cu reductor, diverse tipuri de tracțiune integrală, în sensul în care anumite modele ofereau full-time 4x4 și pe șosea și în afara ei, cu diverse etajeri pe reductor, cu posibilitate de blocare diferențial pe punte spate sau central mai ales. Am prezentat și eu un asemenea vehicul din generația a treia, fabricat în 2007, pe care îl regăsiți pe canal. Însă, de-a lungul timpului și-au dat seama că nișa de SUV-uri este una totuși urbanizată și preponderent pentru uz de șosea. Așa că a patra generație a scăzut în dimensiuni, în kilograme, în complexitate și probabil și în preț, în raportare față de vremea când au fost generate respectivele modele. În ideea în care lumea le folosește mai mult pentru a se deplasa cu familia, de la A la B, de zi cu zi, și nu ca să se ducă la stână, la pește, off-road, overlanding. În continuare, pentru așa ceva, există în gamă modelul Jimny, care arată impecabil, este ca un mini G-Class, are și niște culori atrăgătoare, un motor corect și mai ales punți rigide plus sistem de diferențial blocant central cu un 4x4 veritabil. Vitara însă a devenit un unibody, adică caroserie împreunată cu șasiul, nu există element separat, este construcție monococă. Chestia asta se cam încercase de la generația a treia, care deși avea șasiu separat de caroserie, erau cumva sudate împreună, era o structură comună, adică a fost o tranziție față de acest model. În 2015, producția a fost mutată în Esztergom, în Ungaria, la Magyar Suzuki, acolo unde se face împreună cu SX4 și S-Cross, niște modele din trecutul acestui brand, care au ajuns să fie fabricate pentru piața europeană în urma unei colaborări cu cei de la Fiat. Și se întâmplă chestia asta pe parte de motorizări, mai ales pentru că acele au primit diverse dieseluri și cutii automate de sorginte Fiat Powertrain Technologies. Inclusiv acesta are un motor diesel și o transmisie cu dublu ambreiaj, dar nu se aduce în România respectiva versiune, ci se vinde undeva în zona Europei. Cert este că a avut un succes, pentru că e o mașină mică, dar nu atât de mică, este foarte accesibilă, oferă 4x4 și Suzuki oricum e de lăudat în segmentul ăsta de tracțiune integrală, pentru că, de exemplu, pe modelele de clasă mică, cum ar fi Swift-ul, am prezentat și eu un asemenea model, încă oferă motorizări simple, natural aspirate de 4 cilindri, de diverse litraje și tracțiune integrală, chiar dacă pe spate este un sistem cu punte semirigidă, nu cu brațe independente, pe care îl are într-o variantă evoluată și acest Vitara. A beneficiat de un facelift în anul 2018, care a modificat aspectul grilei față pentru a acomoda un radar de tip millimeter wave, care este acompaniat de o suită de camere pentru toate sistemele posibile de asistență pe clasa asta de preț. Frânează automat, radar adaptiv în sensul de pilot automat, cruise control adaptiv, senzor de unghi mort, de avertizare atunci când mergi cu spatele, senzor de parcare față-spate, camere de marșarie și tot felul de alte sisteme active de păstrare a benzii de circulație, de prevenire a părăsirii ei și tot felul de sisteme integrate care ajută mașina asta să livreze o tracțiune ok. Sistemul de tracțiune integrală se numește All Grip și este bazat pe dispozitiv cu cuplaj multidisc pe puntea spate, să îl numim generic Haldex, însă nu este fabricat de Haldex, este o producție internă a lui Suzuki, dar funcționează pe același principiu. Motorul întotdeauna mișcă roțile față, indiferent de tipul cutiei de viteze, are un cardan cuplat la un element numit Power Take-Off Unit, care este practic un macaz, două pinioane la 90 de grade. Cardanul se rotește tot timpul, însă la capătul lui pe puntea spate se află un dispozitiv de cuplaj multidisc, care este integrat în diferențialul spate de tip deschis și, în mod normal, mașina este tracțiune față. Dacă
apar anumite elemente de derapaj, sistemul acționează proactiv, în sensul în care, pe baza senzorilor, estimează cam când urmează să apară derapajul. Așa că nu este un sistem reactiv și, mai important decât atât, are 4 moduri. Adică, deși ea merge pe modul autotracțiune față, ai moduri de snow sau de sport și un mod în care poți bloca complet acel cuplaj spate pentru a simula un blocaj de diferențial central pe care, în esență, mașina asta nu îl are. Acele moduri sunt rezervate lui snow și a blocajului complet, adică modul de zăpadă cu extensia sa de blocaj complet, care pot fi folosite doar pe teren mai alunecos sau accidentat și nu ți este permis uzul lor în zona de asfalt. Însă asta este poate cel mai puțin important aspect al mașinii acesteia, pentru că ceea ce se află sub capotă este revoluția, am putea spune, pentru că Suzuki și-a propus de-a lungul timpului să electrifice modelele și a făcut chestia asta pe mai multe direcții foarte interesante. Una și poate cea mai vizibilă este cea mild hybridizării, să o românim așa, în sensul în care ai două sisteme de tip mild hybrid. Unul mai de bază pentru modelele mici, care funcționează pe un sistem paralel de curent pe 12V, adică mașina are bateria proprie de 12V cu plumb, cu acid, și folosește în paralel o baterie pe litiu-ion, care este conectată la un motor generator de tip alternator ISG, adică Integrated Starter Generator, care este montat pe cureaua de accesorii în locul unui alternator convențional. Și practic recuperează această energie, care poate fi folosită pentru faruri, ștergătoare, infotainment și așa mai departe, dar nu participă activ în demarajul motorului, doar îl pornește și îl oprește, adică este un start-stop pe steroizi, să spunem așa. Următorul tip de mild hybrid este cel pe 48V, care se află în echiparea de bază model standard pentru Vitara și care presupune majorarea voltajului de la 12 la 48. Acel sistem include o baterie pe litiu-ion de 48V plus un convertor care poate să coboare voltajul la 12V ca să încarce și sistemul standard, și de data aceasta acel sistem poate participa activ în demaraje și nu numai că participă, se adaugă la puterea și cuplul motor, poate să-l și completeze atunci când motorul merge puțin mai ineficient și mai are o funcție foarte interesantă, poate să păstreze relantiul fără alimentare de benzină. Adică în momentul în care motorul se rotește pe loc pentru scurte perioade de timp, este de fapt rotit de acel motor electric în timp ce transmisia este pe liber sau deconectată dacă e o cutie automată. Însă aici avem cel mai și cel mai hibrid, care este numit Strong Hybrid, în sensul în care asta este o mașină hibrid veritabilă, care poate să meargă full electric pentru scurte perioade de timp și atunci când merge hibrid, mult mai mult din timp participă ambele surse. Aceste moduri nu pot fi implementate pe sistemul de 12 sau 48V și diferențiază clar această mașină în gamă. Așa că ceea ce se află sub capotă este simplu, dar și complex în același timp. Motorul este unul special adaptat pentru acest tip de funcționare, un 1,5 litri aspirat cu un ciclu Atkinson care dezvoltă doar 102 cai și 138 de Nm, iar motorul electric este alăturat unei transmisii de tip Automated Gear Shift, adică o cutie manuală robotizată cu control electrohidraulic, care la rândul său adaugă motorului termic în anumite situații o putere de 33,4 cai și un cuplu de 60 de Nm. Puterea adunată a acestui sistem este de 115 cai aproximativ și un cuplu dat de 138 de Nm, care este cel al motorului termic. În realitate, probabil sunt situații când participă cu mai mult cuplu, însă acest sistem este foarte simplu și interesant făcut. Practic, ai motorul termic adaptat pentru a funcționa hibrid, și asta înseamnă că are pompă de vacuum, are distribuție variabilă atent făcută pentru a putea să funcționeze într-o plajă mai largă, are pompă de ulei cu un debit variabil, folosește un EGR răcit pentru a spori eficiența, iar cutia de viteze este în esență un 6 trepte manual, este cutia AGS clasică automatizată manuală a lui Suzuki, care are un modul electrohidraulic cu o pompă proprie dezvoltată de către Magneti Marelli, care folosește un rezervor propriu de ulei și un motoraș electric cu un acumulator de presiune și practic ai un bloc de valve care este adăpat, să spunem așa, de o pompă electrohidraulică cu acel acumulator. Și schimbările de viteză și acționarea ambreiajului se fac pur hidraulic, în ideea în care blocul ăla de valve trimite uleiul selectiv în funcție de o logică computerizată în niște pistonașe care fac ceea ce ar face mâna ta și cu dreapta și cu piciorul stâng, adică apăsare
de pedală de ambreiaj și băgați și scoți din viteză în toate combinațiile posibile. Însă, interesant este unde au adăugat motorul electric. Acest motor generator, MGU se numește el, Motor Generator Unit, care are aproximativ 34 de cai și 60 de Nm, a fost adăugat la arborele de ieșire din cutie, direct pe coroana diferențialului printr-un lanț, care totodată și reduce pasul motorului, în sensul în care motorul are o rotație rapidă și lanțul are la capătul celălalt un pinion mare. Și asta înseamnă că îi se amplifică cuplul, dar se reduce viteza de rotație. Adică foarte bine chestia asta, pentru că motorul poate să se învârtească liber și nu necesită un alt tip de reductor complicat cu pinioane. Practic, el face ceva foarte interesant, pentru că aflându-se la capătul ălalt al transmisiei, de exemplu, când pleci de pe loc, poți să pleci full electric atât cu fața cât și cu spatele, ambreiajul electrohidraulic poate fi deconectat și asta înseamnă că mașina merge pur electric, iar în momentul în care ambele surse participă, acel motor generator demaror care are 12V și este plasat pe cureaua de accesorii și are și o baterie proprie pe litiu-ion de 12V, pornește motorul și sursele astea merg împreună, dar pe la capete opuse. Cutia de viteze cu motorul sunt pe o parte și motorul electric plus diferențialul pe cealaltă parte. Și ce este interesant e că acest motor electric poate, de exemplu, să umple golurile de la schimbarea de viteze. Știți cu toții, atunci când apeși ambreiajul și mergi, de exemplu, mai dinamic, ai o cădere de putere când mașina dă nas. Pentru că implicit tu când apeși ambreiajul deconectezi complet sursa motrică. Motorul ăsta fiind plasat direct pe diferențial prin acel lanț, suplinește acel hău, ca să spun așa, în ideea în care în momentul când cutia schimbă și are acel moment mort, în care motorul nu trimite nimic la roți, motorul electric face chestia asta. Nu e vorba despre performanță, ci mai mult despre eficiență și rafinament în conducere. Totuși, dacă conduci mașina mai înfipt, vei percepe schimbările de viteză, dar în acest fel se face și cutia de viteze mai fiabilă și experiența de condus este una cu adevărat interesantă. Așa cum ați auzit mai devreme, să știți că n-am greșit. Mașina are și un sistem de baterie pe 12V cu plumb pentru electrica mașinii, adică faruri, ștergătoare, infotainment și așa mai departe. Are un sistem de baterie pe 12V pe litiu-ion, care este conectat direct la acel demaror alternator de pe cureaua de accesorii, care poate reporni motorul și asigura acea funcție de start-stop, pentru că era aiurea să pornească motorul prin toată cutia de viteze luând vitezele invers. Și asta înseamnă că vorbim despre eficiență. Pe urmă, bateria mare hibridă este de 140V, are 0,8 kWh și undeva probabil în jur de 60-80 de kg și se află în zona de portbagaj. Și toate aceste sisteme, cel de 12V pe plumb, cel de 12V pe litiu și cel de 140V tot pe litiu, se combină în moduri de N luate câte ca, ca să facă mașina asta un hibrid adevărat. În gamă mai există însă și modelul clasic numit Booster Jet, care folosește un motor de cilindrie mai mică din aceeași familie numit Booster Jet K14C. Acel model are 129 de cai și vreo 235 de Nm aproximativ, fiind disponibil doar cu cutie manuală și cu tracțiune față sau integrală. În trecut, motorul a avut 138 de cai, dar nu era mild hybrid și de fapt acela se numea K14C, iar ulteriorul K14D a fost mild hibridizat cu 48V, s-a scăzut puterea la 129 de cai, dar țineți minte că acel demaror alternator participă și el cu vreo 14 cai și 50 de Nm. Deci, per total, mașina este mai puternică la demaraje, dar în esență mai eficientă. Ca să vorbim despre prețuri, gama de bază Vitara cu termic mild hybrid pe 48V este între vreo 18.000 de euro și 24.600 aproximativ. Gama aceasta Strong Hybrid vine în, cu prețuri între aproximativ 23.000 și vreo 29.000. Dar aici sunt niște daruri, în ideea în care varianta de Mild Hybrid 48V vine cu 4 trepte de echipare, poate fi comandată doar cu cutie manuală în 6 trepte și echipările 2, 3 și 4, să le numim, sunt disponibile și cu tracțiune integrală. Tracțiunea integrală costă aproximativ 1.600 de euro, și este cea pe care am descris-o anterior menționată, ambele mașini au tracțiuni identice, adică cele patru moduri de condus, care pot să simuleze și un blocaj central și un aport de cuplu mai mare către puntea spate la plecarea de pe loc și un mod auto în care se prioritizează mersul economic, adică doar tracțiune față. Varianta asta de Strong Hybrid vine însă cu două niveluri de echipare,
2 și 4, adică cel oarecum de mijloc și cel de top, și poate veni atât cu tracțiune față, cât și cu tracțiune integrală, și toate versiunile primesc această cutie automatizată. Și asta înseamnă că diferența între tracțiune față și tracțiune spate și tracțiune integrală, pardon, este o idee mai scumpă, pentru că se finanțează practic cutia asta și prețul total este undeva de 2350 de euro aproximativ între versiunile cu tracțiune față și cele cu tracțiune integrală. Dar aici intervine ultimul dar, respectiv programul Rabla pe 2022, care a fost, cred că, atent studiat de voi și care are niște cifre interesante, pentru că de data aceasta poți să dai înapoi până la două mașini care pot să aibă și normă de poluare mai veche, și asta înseamnă că ai tot felul de bonusuri care se adaugă. În varianta de bază, pentru o mașină dată ai 6.000 de lei bonus, pentru două mașini dată ai 9.000 de lei. Poți să adaugi încă 1.500 de lei per mașină dată înapoi, dacă norma de poluare este cel mult Euro 3. Dacă cumperi o mașină care are emisii maxim 120 de grame pe kilometru carbon, mai primești 1.500 de lei, și dacă mașina pe care o cumperi este hibridă, fie că vorbim despre 12, 48 sau 140 de volți în cazul ăsta, mai primești vreo 3.000 de lei. Și așa se face că aceste calcule sumarizate înseamnă că pentru versiunile mild hybrid de 48 de volți scazi 2.424 de euro din preț, iar pentru versiunea asta Strong Hybrid scazi 3.030 de euro. Cifrele sunt de ordinul la 12, respectiv 15.000 de lei. Și asta înseamnă că realmente varianta de bază începe de pe la vreo 16.000 și se duce până pe la 22.000, iar variantele acestea Strong Hybrid se situează între 20.600 și aproximativ 26.200. Eu am pe cea mai bine echipată dintre ele, cu preț aproximativ 26.000 de euro, care are tot ce se putea pune pe ea. Pentru că oricum sunt niște pachete, opțiunile individuale sunt doar culorile. Adică ea vine cu jante pe 17, pe o trapă panoramică care are o deschidere totală de 1 metru, iar când rabatezi geamul, ai o deschidere nevitrată, adică aer curat și cerul liber, de aproximativ jumătate de metru. Faruri pe LED cu reflector, nu cu proiector, oglinzi electrice cu asistență pe unghi mort, toate sistemele posibile de asistență de pe grupa asta de preț, o navigație care suportă Android Auto și Apple CarPlay conectivitate pe cablu, are și navigația ei proprie, un ecran în bord care îți arată nenumărate moduri de condus și informații suplimentare, o cutie automată, niște scaune care îmbină un textil de tip Alcantara cu un vinilin pe laterale, ambele scaune șofer-pasager au și reglaj pe înălțime, o tetieră confortabilă, portbagajul suferă un pic la varianta Strong Hybrid, deoarece are 289 de litri acolo de desubt, aflându-se bateria hibridă. Versiunea Mild Hybrid are bateriile sub zona de scaun, unde se întâmplă și la această mașină, doar că acolo vorbim despre o capacitate portbagaj de vreo 370 de litri. Per total este interesant că mașina e foarte ușoară. Pentru o hibridă full reală are 1300 de kg și de asta consumurile vor fi unele, zic eu, foarte ok. Așa că nu va fi un performer dinamic excelent, la modul că nu o să te iei la întrecere la semafor sau pe autostradă cu alte mașini, dar are suficientă putere cât să te ducă de la A la B oriunde fără niciun fel de problemă. Are și tracțiune integrală și de asemenea nici nu va fi un performer în off-road veritabil, dar cu siguranță te vei descurca pentru un drum la o cabană de weekend, fie că vorbim despre noroi sau zăpadă. Despre asta este vorba, nu despre extreme ale off-road-ului cu punți Dana, cu foi pe arc și tot felul de diferențiale blocante de la JTEC și așa mai departe. O altă latură a hibridizării va fi prezentată într-un episod viitor, deoarece firma Toyota deține 5% din acțiunile Mazda, Suzuki și Subaru. Și asta înseamnă că în parte anumite platforme comune vom regăsi modele Toyota care sunt vândute și sub sigla Suzuki, însă cu niște mici diferențe. Vom găsi tehnologii Toyota implementate în aceste modele, pentru că ele cooperează. De exemplu, sub această capotă vom găsi motorul generator fabricat de Denso, care este o subsidiară Toyota la care și Suzuki participă. Vom regăsi un motor demaror alternator de la Bosch, care se numește parcă SAG firma, așa cum e denumită în acest joint venture, să-l numim, care este de două tipuri. Cel A e pe 12V, WA06A este varianta pe 12V și WA06B este varianta pe 48V. Așa că vorbim despre o mașină care are multă tehnologie împărțită și mie mi se pare că pentru prețul ăsta plătit chiar primești foarte multă mașină. Ai 500 euro în cap, ceea ce ar trebui să fie mult mai important în criteriile românilor. Nu vă mai las cazane, pentru că nu știi cum intră un idiot în tine și ești cu familia mașină, nu cred că vrei să-ți dorești chestia asta.
axează-te mai mult pe siguranță decât în trecut. De asemenea, ai 7 airbag-uri în standard, inclusiv în partea de genunchi, ceea ce e mai rar să zic așa la o asemenea echipare. Și ce mai e de reținut este că ai sisteme de asistență pe care alte mărci nu le ai. Și chestia asta e de menționat, pentru că, deși au devenit normă europeană obligatorie, se pare că nu toți producătorii implementează aceste sisteme. Adică, la mașina asta ai exact același tip de sisteme pe care le primești și la una cu preț dublu. Spațiu e destul, zic eu, pentru o familie fără pretenții, are niște accesorii care pot fi adăugate, cum ar fi cutii, seturi de schiu, remorcă, biciclete, transporturi și așa mai departe. Și asta ține de fiecare cum și le face. Datoria mea a fost să creionez acest model, să explic ce și cum. Și hai să deschidem un pic capota să povestesc despre acest motor care are codul K15D cu tehnologie Dual Jet. Pentru că în funcție de versiunile motor și de modele sunt mai multe tipuri de tehnologii. Injecție directă cu supraalimentare sau injecție multipunct dublă, adică două injectoare per cilindru, cu motoare aspirate natural, dar în diverse tipuri de raporturi de compresie, chestiuni care țin în esență de eficiență. Aș putea să închei prezentarea asta statică menționând că la nivel global mașina asta vine cu foarte multe motorizări. Ai 1.0 și 1.4 turbo cu interval de putere 111-138 de cai aproximativ. Mai este un 1.6 diesel de origine Fiat, adică un JTD multijet, un motor de 1.6 din familia M, mai veche, care este vândută pe piața asiatică. Ai cutii de viteze automate în 6 trepte, manuale în 6 trepte și automatizată manuală în 6 trepte și pentru variantă europeană acest motor pe care urmează să-l prezentăm imediat. Acesta este motorul cu codul K15D. El face parte din familia Suzuki Kappa și e un motor în esență derivat din tehnologii mai vechi, dar simple și robuste. Seria asta a apărut undeva prin anii 2000 și are litraje de motor de la 0.6 până la 1.5 în cazul de față, dar nucleul de bază este în jurul motorizărilor de 1.0, 1.6 aproximativ, 1.5 mai exact. Și au fost atât variante în 3 cilindri, cât și în 4 cilindri și aspirate natural și turbo, deci o gamă destul de largă și cumva n-are rost să detaliez foarte tare pentru că nu se regăsesc sub capota acelorași modele. Pe Vitara vei vedea variante turbo cu injecție directă în 3 sau 4 cilindri și variante care sunt natural aspirate, cum este acesta. Motorul practic este optimizat pentru uzul hibrid, pentru că la hibrid ideea este să completezi motorul termic cu unul electric și atunci de sine stătător, acest motor termic nu avea rost să fie supraalimentat, să dezvolte cine știe ce putere sau cuplu, deoarece aportul ăla lipsă vine din partea acelui motor electric. Este un motor cu construcție integrală din aluminiu, care înseamnă că are o greutate mică și o disipare termică de asemenea foarte bună. Are 4 cilindri în linie, distribuția este una pe lanț, este un lanț care se și poate vedea în partea asta de sus, de tip Morse chain, adică este din ăla cu zale multiple, care învelește dinții, nu are zale care intră între dinți și avem o distribuție variabilă electrohidraulică atât pe admisie cât și pe evacuare. Prin comparație, variantele mild hybrid de 48V folosesc un VVT electric, distribuția variabilă pe admisie, din rațiuni de porniri și opriri dese și cumva pentru eficiență, deoarece lipsește acel motor electric propulsor. Distribuția electrohidraulică este controlată pe partea de evacuare de acest solenoid și pe partea de admisie de către acesta. Pompa de ulei este antrenată direct de arborele cotit prin rotație, nu are lanț separat și are și un solenoid pentru controlul variabil pe debit și se află încă un solenoid în zona aia care pornește la comandă acele jeturi de răcire ale pistoanelor, tot așa pentru eficiență. Pe urmă, pe cureaua de accesorii, care este de fapt compusă din două bucăți, avem odată demaror alternatorul pe 12V conectat la bateria pe litiu-ion, cureaua este groasă și are un întinzător propriu, iar pe partea exterioară, pompa de apă și compresorul de aer condiționat sunt plasate pe această curea mică separată. Japonezii în general practică genul ăsta de activitate. Pe urmă,
La nivel de evacuare și admisie avem o galerie simplă de tip 4.1, care este de tip extern, adică e conectată la chiulasă, nu avem integrare în galeria de integrarea galeriei de evacuare în chiulasă și aici putem vedea foarte vizibil traseul de eghere. După acest catalizator pe 3 căi, unde este și sonda Lambda cu cablu verde, vedem o țeavă care scoate gazele filtrate și poate opțional să le treacă prin acest răcitor, să răcească sau nu respectivele gaze. În capătul lui se află o supapă eghere electrică și în chiulasă un traseu care duce în galeria de admisie. Eghereul este făcut pentru a optimiza și eficientiza uzul sau mersul motorului termic, în ideea în care se elimină pierderile de pompaj. Motorul poate să meargă la același tip de sarcină cu unul normal fără acest sistem, cu clapeta de accelerație mult mai deschisă. Și asta înseamnă că pistonul nu muncește să sugă aerul acela de amestec în cameră, pentru că tu când mergi normal, de exemplu cu 1000 și un pic de rotații pe minut sau la relanti, motorul se chinuie să sugă aer printr-un orificiu foarte mic, fiind clapeta de accelerație închisă, și este ineficient acest sistem. Deci la benzină eghereul e o treabă bună. Pe urmă, pe partea din spate se află galeria de admisie care este din plastic. Ea conține și o rampă comună cu 8 injectoare, nu se poate vedea însă foarte bine aici, dacă dau un pic de zoom, o puteți vedea sub acel sticker gri și ea are 2 injectoare pe fiecare cilindru și o pompă electrică care este pe partea din spate în rezervor. Dacă ar fi fost motor cu injecție directă, pe chiulasă în partea din spate ar fi fost pompa de înalte, dar injectoarele ar fi fost plasate direct în camera de ardere. Pe urmă, pentru că e un motor hibridizat, merge cu un raport de compresie de 13:1. Cel turbo are un raport de compresie de aproximativ 9.9:1, mult mai mic, deoarece turbina este cea care participă și adaugă la partea asta. Pe urmă, sistemul de răcire este unul simplu convențional, pompa de apă mecanică, termostatul pe partea asta laterală de aici, care are o serie de conducte ce unesc zona de habitaclu pentru încălzire, acest răcitor de eghere cu zona de radiator. Mai este însă și o pompă electrică, care se poate vedea undeva în partea de jos, unde este acea prindere cu șuruburi. Iar acea pompă electrică este dedicată răcirii motorului electric de la Denso, acela propulsor de 34,6 cai și undeva în jur de 60 de Nm. Pe urmă, pe partea asta mai trebuie menționat faptul că sunt 2 arbori cu came cu compensatori hidraulici, adică au acei tacheți hidraulici cu role, în timp ce modelele standard mai vechi aveau niște tacheți de tip pahar, care se înlocuiau, erau cu distanțiere și la un moment dat trebuiau înlocuiți practic. Iar asta înseamnă că nu trebuie neapărat adică n-ai de ce să faci jocul termic, că n-ai la ce să-l faci, însă ocazional capacul ăsta fiind de plastic, probabil va trebui schimbat din punct de vedere garnitură. Pe urmă, ce mai avem aici vizibil este epuratorul de gaze Carter, care are furtunul trasat pe această direcție și care scoate gazele de Carter și le bagă în zona galeriei de admisie. Și tot așa, pentru că este hibridizat și are acest ciclu de tip Atkinson-Miller, cum vreți să-l numiți, nu prea are vacuum în admisie. Și atunci, pentru frâne, s-a apelat la soluția unei pompe de vacuum electrice, care este plasată pe un fel de suspensie și care are o conductă directă către boosterul de frână. Și practic, la fiecare apăsare a pedalei de frână, tu acționezi plăcuțele, însă chestia asta este întârziată pentru că primul, să zic, centimetru din cursa pedalei este folosit pentru a frâna regenerativ cu ajutorul acelui motor electric. Și ceea ce este interesant e că motorul electric funcționează eficient, fiind plasat direct la roți. Adică mișcarea lui nu trebuie să treacă prin toată cutia de viteze și chestia asta e eficientă atât la propulsare, cât și la recuperare, pentru că se întâmplă tot în mod direct și pentru că e plasat după cutie, elimină acei timpi morți de la schimbare. Aici putem vedea modulul cutiei de viteze, care are un ulei propriu. Aceasta este pompa electrohidraulică, de dedesubt este un acumulator. Ăsta este ECU-ul, adică computerul, și ăsta este blocul de valve pentru selector. Această entitate mi se pare că este furnizată de Fiat Powertrain Technologies, având în vedere că este făcută de Magneti Marelli, și cutia cu dublu ambreiaj care este disponibilă pe motorul diesel în Europa este acel TCT, Twin Clutch Technology, care este făcută de către Magneti Marelli și se mai întâlnește pe modele de la Alfa Romeo. Cam asta ar fi în linii mari toată descrierea, n-ar să intru în mai multe detalii că lungim mai urea prezentarea.
Așa, ca fapt divers, pe peretele vertical lateral al alternatorului se află codul ăla WA06A, ceea ce ne arată că e un 12V. Pe zona de motor electric este un cod dat de Suzuki, dar producătorul este Denso și apare ca fiind PB03A și identifică ceva pe acolo. De asemenea, sistemul de frânare e de la Bosch și pompa de vacuum și partea asta de servofrână. Iar aici mai putem vedea calculatorul mașinii și partea de baterie pe plumb, plus bateria de 12V sub scaun cu convertorul aferent și bateria de 140V în portbagaj. De asemenea, se află în acest peisaj undeva și invertorul pentru acest motor electric, care funcționează pe curent trifazat, pentru că putem vedea cablurile portocalii, în timp ce sistemul de 48V și cel de 12V sunt pe curent continuu. Ambele sisteme de răcire sunt integrate, adică este un singur vas de antigel, pompă mecanică, pompă electrică. În radiator sunt două zone, practic, pentru că vine antigel de la motorul electric, antigel din sistemul termic și de la partea din spate. Bateria litiu-ion de 140V este răcită pe aer cu un ventilator în zona de portbagaj. Și aici mai putem vedea două conducte care sunt pentru tur, adică furnizarea de benzină către rampa comună și conducta de epurare vapori benzină din rezervor, care se duce pe după motor și intră în zona clapetei de accelerație. Cam ăsta a fost motorul, hai să trecem la mașină, că sunt și acolo destul de multe lucruri interesante. Designul e unul frumos, cu accente din astea de crom, sunt vreo 12-13 tipuri de culori, dintre care doar una e culoare solidă, restul sunt metalizate, jante pe 16 sau 17 inch și sunt o grămadă de dotări în standard, însă versiunea asta de top vine suplimentar cu jante de aliaj pe 17, 215, 55 cu 17, un plafon panoramic, pe urmă oglinzi retrovizoare electrice cu carcase exterioare cu semnalizare, diverse ornamente, un sistem audio cu mai multe boxe, vreo 6 la număr, multimedia acela cu ecran de 7 inch, touchscreen, conectivitate plus partea de ecran de bord, capitonaj din piele întoarsă pe scaune pe centru și pe partea de uși, cotieră cu piele ecologică în zona centrală, tapiseria asta mixtă și senzor de parcare față-spate. Așa că vorbim despre cam tot ce ai putea avea nevoie pe genul ăsta de mașină și trebuie judecată mai ales din punct de vedere preț. Pentru că da, critici vor fi, plastic tare predomină, este o mașină făcută în esență printr-o colaborare cu cei de la Maruti, care este divizia din India a lui Suzuki, și părerea mea este că tocmai de aceea Toyota a cumpărat acțiuni la Suzuki pentru a putea să facă mașini accesibile la preț. Iar Suzuki a primit la schimb diverse tehnologii pe care Toyota le folosește și chestia asta s-a întâmplat și cu brandurile Mazda și Subaru. Așa că e o sinergie interesantă din punctul ăsta de vedere. Mașina are keyless entry și asta înseamnă că, da, keyless entry, cum scrie pe partea de OLX. Cheia arată drăguț, e mică, îmi place că nici nu o simți în buzunar și asta înseamnă că nu trebuie să o scoți ca să deschizi. Aici închidere-deschidere din sistemul de închidere centralizată și butonul propriu pentru portbagaj în partea asta. Deși cartea spune 289 de litri, sincer mie mi se pare mai mare portbagajul ăsta, probabil pentru că are lateralele destul de pitite și aici se poate vedea de exemplu că are un spațiu de depozitare cu cârlig de prindere, de asemenea aici o priză pe 12V, un comutator pe care cred că e bine să nu-l uităm deschis, aici încă un spațiu de depozitare, iar dedesubt se află de asemenea kitul de pană, inelul de tractare și așa mai departe și dedesubt sub acest capitonaj, pe o adâncime cam cât este bara așa, este bateria de sistem hibrid 140V. Banchete rabatabile 60x40, din păcate segmentul lung este cel de pe stânga, era interesant să fie invers, în ideea de a avea posibilitatea de a căra chestii mai lungi odată cu scaunul de pasager. Estimez că este făcut așa pentru că probabil mașina se face preponderent și în variante cu volan pe dreapta. Cam asta ar fi partea asta din spate. Avem și cameră de marșarier care este interesant plasată sus aici și asta înseamnă că nu se va murdări. Stopul de ceață în partea aia din spate jos acolo, stopul roșu cu totul, are un design așa destul de interesant. Deși este un SUV, ușa nu învelește cu totul pragurile, însă măcar partea asta pe care, să zic, te-ai putea atinge va rămâne curată.
Aici avem o deschidere amplă a ușii, aproape 90 de grade. Fața de ușă este din plastic tare, inclusiv această cotieră. Aici, ca măcar la versiune de vârf, puteau să pună ceva moale, pentru că poți să faci bube la coate, cum îmi place mie să zic. Aici va fi suportul de sticlă, dar nu e o calitate de nivel european, în ideea în care nici prețul nu este unul, așa că mi se pare că e corectă alegerea materialelor. Pe urmă, tapiseria e una interesantă, adică avem piele întoarsă alcantara, cum se numește ea, că e un material sintetic și această piele de asemenea sintetică. De sus de aici se poate rabata cu totul bancheta, ai și indicator când ai ridicat partea asta. Accesul e unul facil și la partea de spațiu nu prea mă las pe mine, care reper cam 1,90. Cam așa e locul la genunchi, cu scaunul reglat ca pentru mine peste montantul B. Dacă stau ca la banat, n-am foarte mult loc aici și pun asta pe seama plafonului panoramic. Însă la drum poți să stai foarte ok, mi se pare una dintre cele mai confortabile tetiere ca poziționare, pentru că nu-ți ține capul pe spate. Și așa am loc, am aproximativ un deget la cap și nici genunchii nu interferează. Ușa fiind plată, nu ai probleme de zonă de genunchi. Tunelul median este relativ micuț ca înălțime, având în vedere că are cardan. Din păcate, nici în echiparea asta de top nu are ventilație sau porturi USB și scaunul șofer nu are deloc buzunar, este doar cel pe pasager. Într-un fel e bine că nu-i jenează spatele, dar sunt convins că unii și-ar dori. Centuri în partea asta de aici de sus și iarăși altă mică critică, nu are cotieră, cel puțin în această echipare. Iar în partea asta de sus sunt luminile selectabile și cam atât. Nu este o mașină impecabil antifonată, pentru că vorbim despre gama asta de preț, dar e corect făcută, adică are chedere ca lumea. Aș fi preferat să fie mate astea pe aici, deși arată bine, nu știu, cred că piano black-ul e un element care nu place nimănui. La clanțele față, buton propriu de închis-deschis, pentru că e sistemul keyless entry, deschidere largă a ușii. Aici avem material moale, iar fața de ușă este capitonată cu alcantara, în timp ce aici este un material plastic, spații mai mare de depozitare și aici avem reglaj pentru înălțime, față-spate și reglajul de spătar, plus tetiera asta care e reglabilă pe înălțime, pe mai multe trepte. Accesul e facil, este un scaun înalt și asta înseamnă că ține bine picioarele până la zona de spătar. Din nou, tetierele au un unghi bun, aș putea spune. Torpedo are o deschidere destul de joasă și trebuie să dai picioarele la o parte ca să-l accesezi, numai că e adânc și asta înseamnă că nu trebuie să se deschidă neapărat larg. Materialele de pe bord sunt moi, în zona asta de dedesubt evident material tare, cu închiderile astea de tip italienesc, cum place mie să zic. Astea de aici e doar un logo, nu face nimic, astea însă se pot regla în diverse direcții. Navigația mașinii, unitate de climatizare care este însă pe o singură zonă, un spațiu de depozitare cu mufă USB pentru date sau încărcare sau stick pentru muzică și priză de 12V. Încălzire în scaune pe două trepte, atât pentru pasager cât și pentru șofer. Și în partea asta schimbătorul cu reglajul brând, are și modul manual. Nu ajută chestia asta de fapt, pentru că sunt padelele pe volan. Selectorul pentru modurile de tracțiune integrală, modul auto, zăpadă, sport și blocantul care funcționează doar cu modul zăpadă. Deci te va notifica că nu funcționează. În alte situații, două suporturi de pahar, unul mai adânc ca celălalt, cotiera care este cu piele sintetică sau, mă rog, să o numim mușama, vinilin, cum vreți să-i spuneți. Aici mai poate fi montată o brichetă pe 12V, nu este un spațiu capitonat, ce-mi place să este care și reglaj pe adâncime. Poate singura critică ar fi aici că nu are oglindă cu închidere heliomată nici în echiparea asta de top, suport de ochelari, iar aici avem controlul integrat pentru trapă și pentru oblonul acela textil reglabil electric, iar parasolarele sunt cu deschidere normală, nu au extensie, mă rog, nefiind neapărat o mașină mare din punctul ăsta de vedere. În zona de parbriz se pot vedea mulți senzori, este un senzor dual pe partea asta, o cameră video și senzor pentru lumini și ștergătoare. O
chestie tradițională de design la Vitara a fost tot timpul această capotă scoică, clamshell hood se numește în engleză, care învelește cu totul partea asta din față și ce se vede interesant aici, farurile pe LED cu reflector, proiectoare de asemenea pe LED cu semnalizări, radarul pentru sistemul automat de cruise control și la domn șofer aici putem vedea faptul că este fabricată în Ungaria. Sunetul pe care l-auziți este o pompă care pregătește alimentarea mașinii. Geamuri cu reglaj automat pentru șofer, închis-deschis din aceste butoane blocajul geamurilor spate, oglinzile electrice cu reglaj individual, iar în zona asta mai avem niște butoane suplimentare pentru proiectoare, senzori de parcare, SP-ul, modul eco, mașina are două moduri de rulare. În modul eco se favorizează mai mult mersul electric, iar în modul normal motorul electric participă mai mult în puterea motorului, nu în partea de eficiență. Asistent de coborâre pantă, are și hill start assist pentru rampă, lane assist-ul și acel collision mitigation braking system, cum se numește, adică frânarea automată în momentul în care nu păstrezi distanța și cei de reținut e că la partea aia de distanță mașina întâi te alertează, piuie, în a doua fază amplifică puterea de frânare și în a treia fază va frâna automat complet până la zero. Cam așa arată planșa de bord. Pentru că avem keyless entry și keyless go, pornește motorul la buton și cam așa arată bordul propriu zis. Singura critică pe care o am aici este că acest instrumentar de bord nu poate fi niciun fel controlat din volan. Și ai două bețe pentru chestia asta. Unul care resetează trip A și trip B, iar cu acesta navighezi printre meniuri și la o apăsare lungă ajungi într-un meniu suplimentar unde faci tot felul de editări. Bordul arată destul de ok, are ecranul central plus ceasurile clasice laterale cu indicatori de temperatură și nivel combustibil, iar dacă dăm un pic de zoom aici se poate vedea cam ce cuprinde. Asta este diagrama fluxului de putere, adică partea de motor termic, motor electric și nivel încărcare baterie. În momentul în care miști mașina, de exemplu dacă bagi în marș arier, îți arată fluxurile de funcționare. Doar termic, doar electric, ambele, cum participă bateria la partea asta. E destul de explicativă această diagramă și e lămuritoare din punctul meu de vedere. Mai sunt o serie de ceasuri aici pentru nivel încărcare sau putere. Vitezometru digital, nimic, niște afișaje de consum, ignorați acel consum, pentru că în oraș am scos de vreo 3 ori mai puțin, dar e reset pentru că abia am pornit motorul, se și vede că stând pe loc crește. Consumă diverse grafice de timp, durată, consumuri și așa mai departe, un fel de ceas, pe urmă un accelerometru, aici avem din nou această diagramă de motor și dacă ținem lung apăsat, se intră într-un amplu meniu de setări. Și aici e complicat să faci asta în mers, nici nu cred că merge de fapt. Și aici putem vedea că poți să setezi, de exemplu, diverse chestiuni de afișaj. E destul de cuprinzătoare partea asta. Când să se reseteze tripul de computer, setări de temperatură, de senzori, când ai remorcă, de exemplu, poți să setezi chestiuni suplimentare, setări de ceas, închiderea centralizată când să meargă, un reminder de schimb ulei, senzor de presiune pneuri, recunoașterea semnelor de circulație pornit-oprit, blind spot monitor, avertizorul ăla de unghi mort și cam atât în esență, iar de la cealaltă tastă schimbi trip A cu trip B și dacă ții lung apăsat în dreptul fiecărei valori se va reseta. Cam asta e ceea ce afișează acest ecran și pe urmă ce este de amintit iar este că, de exemplu, în colțurile astea se mai afișează niște diagrame interesante, modul eco, pornit sau oprit și ulterior sistemul de tracțiune integrală, mod auto, mod zăpadă, mod sport, dacă dai pe mod zăpadă și apeși loc, se și blochează și îți arată o pădure în sensul în care mergi pe acolo frumos. Și interesant e că, de exemplu, dacă ești pe modul eco și dai pe modul snow, se va dezactiva. Deci modul eco
Este singurul care îți permite rulajul pur electric. Restul sunt toate moduri asistate în care electricul completează termicul din punctul ăsta de vedere. Eu l-am lăsat evident pe auto. Pe urmă, în zona stângă sunt comenzile pe volan pentru volum, melodii și sursă și mute. Și aici pilotul automat adaptiv. Limitator în partea de jos și în partea de sus cel de viteză automată. Pe urmă plus minus și funcția de păstrare a distanței. Avem și pandele pentru cutia de viteze, evident manetele de far și semnalizare și ștergătoare și toate cele care sunt standard. Iar ecranul central nu este unul foarte cuprinzător, însă e ușor de folosit în ideea în care are niște taburi. Îl vedeți puțin mai reflexiv, însă el în realitate nu este. Ai de exemplu zona de radio, pe urmă aici ai conectivitatea cu telefonul, navigația care arată normal, este folosibilă, totul ok. Și pe urmă, în zona asta, conectivitatea de Android Auto și Apple CarPlay. Sunt tot felul de scurtături care mai apar pe aici. De exemplu, setări, trasee, chestii de genul ăsta. Iar Android Auto are o afișare pe tot ecranul, evident, având în vedere acest raport. Cam așa arată Android Auto. Nu intru în alte detalii, având în vedere că știți cu toții cum funcționează. Evident, ai toată suita aia de aplicații, Waze și așa mai departe. Și cu ajutorul unor aplicații externe, vei putea să folosești, de exemplu, YouTube. Adică depinde de diverse firme care au făcut aplicații pe Store, unde poți să emulezi anumite chestiuni pe acest ecran, chestie care e de lăudat până la urmă. Iar în zona inferioară avem climatizarea, care are un ecran mic pentru vizibilitate, ai mai multe moduri aici de condus, doar în modul eco este cumva limitat aerul condiționat prin folosire, în ideea în care trebuie să fie eco să consume mai puțin. Pornit oprit, reglajul de temperatură din partea asta de aici, de asemenea viteza din partea asta și butoane pentru recirculare, dezaburire, totul simplu și la obiect. Din punctul meu de vedere este strictul necesar. Și n-ai niciun fel de problemă în acest sens. Mașina să nu se duce într-un teritoriu mai complex în ideea de a avea pompă de căldură sau, știu eu, o rezistență electrică pentru încălzire, pentru că, până la urmă, modul ăsta hibrid este făcut pentru a asista în permanență motorul câte puțin. Adică mașina nu o să meargă pur electric o oră. Nu e plug-in hybrid, așa că n-avea rost să facă niște sisteme complicate. Cam asta ar fi felul cum se simte mașina per total. La capăt, modul manual activează permanent padelele și ai și indicator M1, M2 din partea asta de ecran, iar pe drive, dacă apeși padelele, se comută temporar pe modul manual. La o lăsare în pace a padelelor, o să treacă înapoi în modul drive. Hai să vedem și niște valori de consum și cine știe, poate găsim și un drum interesant, poate reușesc să testez tracțiune integrală, oricum vreau să fac și un episod dedicat pe sistemele de mild hybrid cu toate aceste Suzuki-uri, în care explic fiecare versiune în parte cum funcționează, ca să înțelegeți ce înseamnă 12V și 48V mild hybrid, ce înseamnă full hybrid producție Suzuki cum este acesta și ce înseamnă full hybrid și plug-in hybrid cu sistem de origine Toyota. Pentru că trebuie detaliate chestiile astea ca să știe clienții când se interesează de mașini și se duc la dealer despre cum funcționează aceste tehnologii, ca să știe dacă e bine să aleagă una din ele, niciuna sau pe toate. Iată, mă prezent după vreo 900 de kilometri parcurși, așa că o să pot să dau niște informații detaliate despre mașina asta, care mi se pare o mașină accesibilă, simplă, dar completă în același timp, pentru că are cam tot ceea ce ți-ai putea dori pentru un preț corect. Așa că să-i dăm drumul. Fiind o configurație hibridă în funcție de temperatura antigelului, de starea de încărcare a bateriei hibride, motorul poate sau nu să pornească. El oricum are niște senzori, citește și poziția mașinii. Aici fiind o rampă în urcare, probabil își dă seama că o să vreau să plec de pe loc și automat repornește motorul indiferent de situație. Cutia are senzație de automată clasică, având în vedere că are un selector standard. Simți însă că e o cutie cu ambreiaj, pentru că, de exemplu, acum, la o scurtă apăsare de accelerație, motorul întâi se turează și după aia închide ambreiajul. Adică nu are senzația de convertizor de cuplu,
Dar, per total, pentru o manuală robotizată, mi se pare că funcționează foarte bine, pentru că odată are controlul hidraulic pentru ambleiaj și selectoarele de trepte, iar motorul electric care asistă mașina în mod hibrid, adică poate să miște full electric, dar și în paralel cu motorul termic, este plasat pe axul de ieșire din cutie. Și asta înseamnă că poți, de exemplu, să ai o frână de motor consistentă, asigurată atât de motorul termic prin cele 6 trepte, cât și de motorul electric pe partea exterioară. Deci nu ai senzația de mașină anemică, să spun așa. Suspensia este interesantă pentru că, deși e 4x4, puntea spate este semirigidă, cam cum are și Mazda CX-30, de exemplu, sau Mazda 3. Deci nu are brațe independente, dar are un diferențial cu un cuplaj electromagnetic făcut de GKN. Același folosit și pe Dacia Duster, doar că Suzuki implementează acest sistem numit All Grip Select, prin faptul că ai un mod auto, un mod sport și un mod snow, plus un mod de loc, care îți blochează diferențialul pe repartiție 50-50 între punte față și spate. Dacă o lași pe auto, decide ea cum și ce trebuie să facă. Suplimentar ai un mod normal și unul eco, despre care o să vorbesc imediat. De exemplu, acum mă opresc în această pantă și mașina are Hill Start Assist, adică timp de vreo 3 secunde la o apăsare de frână, acționează frânele în mod hidraulic și la o apăsare normală de accelerație, pleacă de pe loc fără să patineze roțile, pentru că este un 4x4 concret. Ai gardă la sol suficientă fără să atingi, am mers cam 30 de km pe genul ăsta de drumuri și cu zăpadă și cu nămol și noroi și bălți și șleauri și nu am atins deloc cu mașina, nici cu bară, nici cu partea de scut. Am spălat-o după. Legat de camera de marșalerie, trebuie să fac o mică corectură. Ea se află în zona numărului de matriculare și nu sus în tavan, cum ar veni. Acolo este aspersorul acela pentru sistemul de spălare a lunetei cu ștergător. Rezoluția camerei e una decentă, îți faci treaba cu ea și în modul de off-road nu este un performer la fel de bun precum a fost vechea Vitara, care avea reductor, avea blocan central, puteai să faci tot felul de upgrade-uri la diferențiale, motorul era montat pe lung, adică semăna mai mult cu un Aro, să spun, din punctul ăsta de vedere. Dar, sincer, n-ai nevoie de genul ăla de mașină în lumea de azi, pentru că majoritatea clienților pentru această mașină o să meargă pe genul ăsta de drumuri către o cabană, mai o mâzgă, mai o zăpezică, chestii de genul ăsta, dar nu o să se ducă la cărat, nu știu, vânătoare cu ea și chestii de-astea, pentru treaba aia există în continuare Jimny. Ai și un Hill Descent Control care ți aplică automat frânele ca să nu trebuiască să dozezi tu din pedală, dar rar ajungi să-l folosești. Și, în general, cine știe ce înseamnă simbolul, la cam știe ce înseamnă o mașină de off-road și va ști să folosească toate aceste sisteme. Dar, clar, locul ei este unul pe zonă de asfalt. Și aici cred că excelează cel mai bine. Per total, mașina scoate niște consumuri foarte bune cu acest sistem hibrid. De exemplu, la mers de oraș și eu am reușit să scot cel mai puțin 4,2, dar am avut zone în care am și mers. Dar am avut de asemenea o zonă în care am stat în trafic vreo 45 de minute pe calea Floreasca ca să ajung în Ștefan cel Mare și acolo consumul a fost cam 7,9. Dar n-am reușit să o fac să consume mai mult. Evident, la o primă pornire de motor, când e rece motorul, primii kilometri pe care îi parcurgi, o să-ți afișeze un consum uneori de 12-14, dar ăla nu e calculat ok, adică un consum real se face pe o perioadă și durată mai lungi, nu 5 minute de mers. După aceea, e clar că se va stabiliza consumul pe la un 6% ca medie de oraș, pentru că mai și depășești, mai pleci energic de la semafor. Iar unde clar excelează este la drum național. Am mers pe Valea Oltului, se stătea bară la bară, am stat în niște treceri din alea de semaforizate unde se asfalta cam o oră și jumătate, motorul a stat oprit majoritatea timpului în parcările respective și am avut un consum de 4,2%. Pe urmă, venind de la domeniul schiabil Șureanu până la Sebeș și o distanță de vreo 60 de km, cam așa, am avut consum 2,6, pentru că era o zonă de coborâre și am făcut ocazional câteva depășiri. Adică mi se pare excelentă partea asta, să vezi că realmente mașina ți afișează o autonomie de 1000 și ceva de kilometri și am luat o țeapă într-un sens interesant. Am pus mai multă benzină decât am avut real nevoie și o să duc mașina cu mai multă benzină decât
ar fi, să zic, normal la un test din ăsta, în ideea în care eu am crezut că o să consum încă 35 de litri pe etapa de întors, dar de fapt am consumat, cred că, jumătate din atât, pentru că acum am acu puțin peste mijloc și autonomia afișată uneori a fost și 600 și ceva de kilometri. Mașina merge pe două moduri. Are un mod eco, care este activ doar cu modul auto al tracțiunii. Orice selectare de mod sport, snow sau loc anulează acest mod și nu mai poate să meargă full electric, merge doar hibrid. Dacă apeși încă o dată acel buton și intră pe modul normal, se prioritizează mersul motorului. Singura chestie enervantă că butonul ăla de eco este pe consol, în timp ce toate celelalte moduri de selectare sunt aici pe rotativa asta de lângă schimbător. Așa că uneori le mai cauți pe aici prin zona asta, dar per total, atunci când ești mai prietenos cu pedala de accelerație, o să vezi niște consumuri foarte bune. Am plecat pe acest drum până la un Kaufland și înapoi, consumul final afișat a fost de 4,6%. Dacă conduci puțin mai alert, ai undeva la 6,2%, pentru că acum, de exemplu, așa cum merg, mai mult de jumătate din timp motorul termic a stat oprit și bateria are 4 linii din 5 ca nivel de încărcare și când o să intru în acel drum județean care urmează, o să mai meargă probabil un kilometru și puțin pe electric. Deci de aceea și scoate aceste consumuri. Singura chestie enervantă e că ca să vezi toate treburile astea trebuie să selectezi toată tija asta de aici. Uite, o să resetez acum consumul. Și mă mai enervează o chestie, dacă de exemplu ai un martor de presiune scăzută în anvelope, nu poți să-l faci să dispară și îți acoperă tot computerul de bord și nu o să mai poți să vezi consumul, autonomia, chestii de genul ăsta și m-a cam enervat, dar am reușit să-l opresc de undeva din sistem. Foarte bine că m-a alertat pentru că aveam presiune scăzută în pneu dreapta spate. Așa că e bine că avem toate aceste sisteme, frânează singură, singura chestie este că la sistemul de cruise control, din păcate, nu poate să mențină în autohold mai mult de o secundă, pentru că nu are frână de mână electrică, așa că în trafic trebuie să ai grijă. După ce s-a oprit complet, trebuie să frânezi. Așa că nu vei putea folosi mașina la funcția aceea de low speed follow foarte extins, pentru că dacă se stă mult în trafic, va trebui să folosești pedala de frână. Acum, la o apăsare mai energică de pedala de accelerație, motorul repornește, însă pentru că el este asistat electric, consumă mai puțin, că nu se chinuie. Adică îi umple golurile. Despre asta este vorba și e un sistem simplu care are niște componente normale, adică n-are convertizoare, n-are tot felul de blocuri, de valve și complicăciuni. Din asta este exact o cutie manuală standard care însă este operată hidraulic printr-un controller electronic. Sistemul de tracțiune de la GKN are un cuplaj electromagnetic cu niște ambreiaje multidisc, din nou este simplu, nu are mentenanță și per total nu ai complexitatea unei mașini hibride clasice. Evident, nici senzația de conducere nu e neapărat una extrem de rafinată, adică uneori își face simțită prezența cutiei asta manual automatizată. Eu personal am avut 13 ani o asemenea cutie pe un Opel Astra H, celebra Easytronic, pe care nu o recomand, dar trebuie să luăm în calcul faptul că era o mașină proiectată în 2004, iar asta este 2022, tehnica s-a mai schimbat și per total rămâne o cutie automatizată manuală, dar pentru că are motorul electric plasat la ieșirea din cutie, dar are de asemenea și un demaror alternator pe cureaua de accesorii, repornirile motorului, plecările de pe loc, schimbările de treaptă sunt foarte line. De exemplu, când mergi în genul ăsta de situații în trafic, ea acum este cu motorul electric pornit și termicul este oprit. Am frânat aproape de zero ca să trec la nivel cu calea ferată, unde se poate observa că suspensia nu boncăne. Ea este o punte rigidă pe spate cu McPherson clasic pe față, dar nu are un zgomot pronunțat. Iar în momentul în care accelerez, motorul repornește fără niciun fel de vibrație. Și dacă, de exemplu, dai pe modul manual, poți să accelerezi mașina mai tare fără să mai schimbe treapta și la un plus de padelă, mașina nu dă nas când schimbă, așa cum se întâmplă la o cutie automatizată clasică. Va da totuși nas dacă o duci până la 6000 de rotații pe minut. Spune chestia asta și manual, adică motorul ăla electric nu e atât de puternic încât să niveleze perfect orice variații de livrare de cuplu pe care motorul termic cu această transmisie le au și per total o singură critică am regăsit la tot sistemul.
În anumite situații, la plecarea de pe loc, simți măruntaiele cutiei, pentru că e o cutie manuală automatizată, nu va avea rafinamentul unui convertizor, și pe pilot automat la 140 la oră pe autostradă, am observat că e cumva între turații, adică, de exemplu, dacă ai încetini la 120 și după aia reaccelerează sistemul la 140, dă inferioară în a patra și turează blană motorul și are tot timpul niște variații foarte mari de turație. Dacă însă dai pe modul manual, blochezi mașina în ce treaptă vrei tu și nu va mai face acele turații excesive, dar per total mi s-a părut un consum ok pe autostradă, l-a mers 140 constant 8,1, iar l-a condus de la Furios, cum îmi place mie, undeva la 9,6. N-am reușit să o fac să consume mai mult, deși a mers cu viteze mari, accelerații susținute, doar ca să văd cât poate să consume, și cu aerul condiționat pornit. Adică, eu zic că e o cifră excelentă, dar gândiți-vă că, în realitate, eu am plecat București, m-am dus pe bucata Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Transalpina-Șuior. Cred că am stat 7-8 ore în trafic, adică România de astăzi înseamnă viteze medii foarte mici și un mers haotic, foarte aglomerat. Pe Valea Oltului se stă mai mult decât se merge. A ajuns ca o arteră blocată din București. Acolo, mașina asta mie mi-a consumat 4,2%. Adică despre asta este vorba, autonomie reală de 1000 și ceva de kilometri, cu un plin de 40 de litri, pe care poți să-i faci dacă mergi atent. Însă dacă vrei să conduci mașina și puțin mai alert, nu dezamăgește. Chiar ai senzația aceea de cutie reală, pentru că o are, așa că e un plus față de alte hibride la care sistemul ECVT, deși este unul foarte eficient și performant, nu-ți livrează senzația aia de băgat în scaun, de cuplu. La mașina asta n-ai niciun fel de problemă în acel sens, pentru că tu controlezi când se schimbă treapta. Vrei să-i dai a doua? Uite, a treia la 6000 de rotații pe minut. Tu schimbi viteza, tu simți când schimbi viteza și n-ai niciun fel de problemă în selectarea în acest sens. Mie mi se pare că e un sistem simplu, bine calculat, care ar trebui să existe la mai multe companii. Nici bateria nu e una foarte mare, are 140 de volți, nu 300 și ceva cât e pe la alții, mai puține celule, greutate mai mică, din păcate îți mănâncă un pic din volumul portbagajului, dar per total sistemul ăsta este unul care livrează niște consumuri mici, despre asta este vorba, nu mai contează gramaje de emisii, timpii 0-100, e vorba de cum se simte mașina în viața de zi cu zi. Perfectă? Nu este, clar, pentru că e o mașină care face parte dintr-o gamă entry-level în esență, dar având în vedere că pentru toată gama Vitara, unde ai configurația hibrid 48V și strong hybrid, cu cutie manuală, automată, tracțiune față sau integrală, ai prețuri între 15.600 și 26.300 de euro. Un concurent veritabil pentru mașina asta cred că poate fi gama de modele Sanyong, respectiv Tivoli, Tivoli Grand și cu cel Corando, care însă e dintr-o clasă mai mare, deci n-ar fi chiar echitabil să-l compar cu asta, numai că are multe alte concurente care însă se rotesc la niveluri de preț mult mai mari din punctul meu de vedere și aici trebuie înțeleasă chestia asta. E o mașină care oferă mult pentru un preț ok. Nu este cea mai ieftină mașină de pe piață, cel puțin în configurația asta hibridă, dar sincer eu văd Vitara ca pe un model cumpărabil fără probleme la 18.000 de euro cu tracțiune integrală și cu câteva dotări. Chiar are dotări, ai navigație, am mers intenționat cu navigația ca să nu folosesc Waze-ul și are clădiri 3D, m-a ghidat bine și prin pădure, cunoaște trasee actuale, ronduri abia construite, deci e clar că este updatată la zi. Conectivitatea cu telefonul e bună, inclusiv stick-ul de muzică funcționează bine, am comenzile pe volan. Nu vibrează fețele de ușă dacă dai basul mai tare, având în vedere că ai destul de mult plastic tare peste tot. M-a deranjat puțin zona asta de consolă de aici și cam atât în rest. Adică e o mașină cu care chiar aș putea trăi de zi cu zi, pentru că oferă niște costuri mici de mentenanță. Cilindrea e mică, dar nu atât de mică, are totuși 4 cilindri, un motor simplu aspirat, cum puține firme mai fac, și o gamă pe care Suzuki o produce din 2001, adică și-a arătat eventualele defecte și corecturi au fost făcute și per total e o mașină funny, adică mă așteptam să scot consumuri mai mari și să mi se pară o mașină leșinată la doar 115 cai. Cu siguranță se pare că nu este așa.
Și la genul ăsta de condus alert, eu am avut realmente un consum final afișat de 6%. Chiar mă ofticam că rămân cu o grămadă de autonomie nefolosită când o să duc mașina înapoi la reprezentanță. Cam asta ar fi și până la urmă voi sunteți cei care decideți dacă e o mașină interesantă. Datoria mea este să vă arăt și o să mai fac o serie de episoade cu modele Suzuki diverse și încă un episod separat în care vreau să explic mai în detaliu tehnologia asta hibridizată a lui Suzuki. Sistemele mild pe 12 și pe 48V, acest sistem strong hybrid și derivatele care sunt folosite de la Toyota, respectiv cele prezente pe modelele Swayze și Across, care sunt atât hibrid full, dar cu două motoare electrice, cât și hibrid plug-in, cum este cel cu reîncărcare de baterie, unde poți să ai autonomie electrică de până la 75 de km. Așa că țineți aproape și mulțumesc celor de la Suzuki România prin reprezentanța Autonet, partea grupului ASCO, că mi-au pus la dispoziție această mașină. La reprezentanță este un băiat pe nume Stelian, care este ireproșabil din punct de vedere servisare clienți. Când m-am dus acolo, avea totul pregătit, toate actele făcute, doar a trebuit să semnez. Și în alte părți am mai văzut chestia asta, dar sincer, el este unul cu care mă înțeleg foarte bine și urmărește canalul. Și tot acolo veți găsi un consilier de vânzări foarte bun, pe care îl cheamă Amir Hamed. Doar că el lucrează pentru alt brand din grupul respectiv, dar e parte din aceeași entitate. Este un fost coleg din sistemul bancar, cu care am interacționat indirect, dar sunt persoane cu care de fiecare dată când mă duc la reprezentanță am discuții interesante. Ei îmi dau feedback despre ce caută clienții la mașini, eu le mai spun chestiuni tehnice, mă întreabă despre alte mașini filmate și avem niște discuții productive care pe mine mă ajută să livrez niște informații mai interesante și probabil și pe ei ajută să explice mai bine mașinile clienților. Așa că dacă veți merge în reprezentanțe, o să dați de cel puțin oamenii ăștia doi, plus de alții care își fac treaba la fel de bine. Am lucrat și eu cu clienții și știu ce înseamnă. Bănuiesc că sunteți mulți cei care urmăriți și lucrați cu public în diverse domenii și nu e ușor. Așa că apreciez atunci când văd oameni care și pun un pic de pasiune în ceea ce fac, așa cum cred că și eu fac. Nu mi este ușor să fac ceea ce fac, doar că pentru că îmi place, percepția este de treabă mai ușor făcută, să spun așa. Și per total a fost o experiență plăcută ca început de serie cu aceste Suzuki-uri. O să mai fie două modele, plus încă un episod mai detaliat despre hibride, așa cum am menționat. Și filmarea se încheie aici, pentru că deja am mai parcurs drumul ăsta încă o dată și nu vreau să lungesc foarte mult prezentarea, că deja probabil a ajuns la o oră. Dar am repetat și o să mai repet, filmările astea sunt făcute detaliat pentru că e nevoie de așa ceva. Roata e rotundă, aerul se respiră, apa se bea, suport de pahar, cotier, astea sunt niște chestii de ordinul evidenței. Mașinile astea sunt mult mai complexe de atât și când îți faci rată să-ți cumperi o asemenea mașină, mie îmi place să cred că vezi, vrei să vezi mai mult decât chestiuni de domeniul evidenței, cum ar fi că volanul este rotund, afară e senin, aerul se respiră și apa se bea. Asta este optica mea și cât voi fi un peisaj, cel puțin canalul ăsta o să aibă genul ăsta de abordare și nu-mi propun să dispar vreodată din peisaj, așa că povestea continuă. Țineți aproape și mulțumesc tuturor că fac toată chestia asta posibilă. În primul rând vouă fanilor care urmăriți aceste materiale, că pentru voi sunt toate aceste filmări și în cazul de față celor de la Suzuki România care susțin acest material și care au pus la dispoziție aceste mașini. Că îmi doream de foarte mult timp să le prezint și mi se pare că sunt niște mașini corecte pe care poți să le cumperi cu un buget relativ accesibil. Adică orice mașină au în gamă poate fi cumpărată cu cifre de preț între aproximativ 15 și 20 de mii ca echipare bună. Adică mașina asta are opționale, ai scaune încălzite cu Alcantara, care apropo vara se încinge cam tare, ai o climatizare automată, o navigație funcțională, un bord cu o multitudine de informații, un sistem hibrid cu tracțiune integrală, cu cutie automată, cu sisteme de asistență. Mașina are pilot automat, camere, senzori de alertă pentru părăsirea benzii de circulație sau asistență pe unghi mort, ESP și așa mai departe. O trapă care are o deschidere foarte interesantă, ambele segmente de geam se deschid complet, asta înseamnă că toți cei 5 ocupanți din mașină poate să iasă pe trapă dacă au chef să facă niște poze de distracție și așa, dar faceți treaba asta numai că sunteți opriți cu mașina. Și un design per total foarte drăguț și am fost surprins să văd în toate orașele prin care am trecut.
Pitești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște, pe la zona de Jina, de exemplu, am mai trecut. În fiecare din aceste zone am văzut cel puțin două Suzuki Vitara. Deci deduc că este o mașină de interes, așa că mă bucur că am putut să o prezint. La revedere!